Vă salut, dragi privitori! Mulțumesc că ați ales canalul Vedete Live România. La petrecerea în care artistul a investit o avere, a fost lux și bun gust, au participat 250 de invitați, printre care milionari, artiști și alte vipuri alese pe sprânceană. Una dintre cele mai spectaculoase apariții a fost Nuțu Cămătaru, cel căruia Salam îi spune tată pentru ajutorul pe care i l-a oferit de-a lungul vieții. Florin Salam și Roxana Dobre s-au retras la Nuba Mamaia pentru o petrecere grandioasă. Cei prezenți la eveniment au spus deja că este de departe nunta numărul 1 a anului. Rudele și prietenii foarte apropiați ai cuplului au onorat cu prezența și nicio persoană nu s-a uitat la bani când a venit vorba de darul pe care să-l lase sau când și-a ales vestimentația pentru nunta anului. Țancă Uraganul a ajuns la bordul unui Ferrari roșu, pe care l-a parcat în apropierea evenimentului. Sorinel Puștiu a fost și el printre invitații de onoare al lui Florin Salam. Florin s-a ocupat să-l cheme și pe primarul de aici, din Popești-Leordeni. Petre Iacob, el va veni să ne cunune civil acolo. La eveniment nu știu dacă va cânta cineva, cine va fi pe scenă, dar cum noi ne-am dorit o nuntă restrânsă, mă aștept la surprize, a spus regina lui Florin Salam, Roxana Dobre. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.